2013 a însemnat pentru unul dintre cele mai titrate cluburi sportive din Giurgiu. Au numit Clubul Sportiv Acvila. Un an deosebit, sportivii au participat la numeroase competiții naționale și internaționale și au obținut numai puțin de 178 de medalii, dintre care 79 de aur, 58 de argint și 41 de bronz. Pentru că 2014 se anunță un an încărcat cu alte multe concursuri importante, sala de antrenament s-a animat încă din primele zile ale anului. Sperăm ca 2014 să fie un an bun, chiar mai bun decât 2013. O să abordăm toate competițiile la care vom fi invitați sau unde avem posibilitatea să participăm. Sperăm să participăm la competițiile cele mai importante care vor fi organizate atât în România cât și la nivelul statelor din Europa și din lume. Mă refer aici la campionatele europene, campionatele mondiale și campionatele balcanice. Vom organiza chiar noi în România campionatele balcanice și mondiale pentru cadeți și juniori. Este o onoare pentru noi, posibilitatea de a organiza este o încununare a activității noastre și sperăm ca sportivii noștri să fie pregătiți la momentul începerii acestor competiții în vârful de formă și să obțină rezultatele cele mai bune. Mai nou, sportivii de la CS Acvila se antrenează pentru examenul de centură, unul care întotdeauna vine cu mari emoții, dar și cu ambiții sportive, mai ales că în domeniu asemenea examene sunt doar două într-un an.